cum apar ghioceii, cum începe să apărăm și noi. Bine, mai sunt și cei mai curajoși care merg cam tot timpul anului, ținând cont că iernile nu mai sunt cum le aveam odinioară, dar de principiu când încep temperaturile peste 10-12 grade, începem să apărăm și noi pe străzi, motocicliștii, clar. Ce ar trebui să știe ceilalți participanți la trafic, cei care sunt pe 4 roți, nu pe 2? Fie că sunt 4 roți, fie că sunt 2 roți, sunt două comunități. Eu de obicei le spun o singură comunitate, comunitatea de stradă. Să știi că sunt reprezenți și noi luptăm foarte mult, milităm foarte mult pentru, dacă vrei respect, oferă respect. Da? În primul rând, motocicliștii să fie cei care oferă respect celor de pe 4 roți, să înțeleagă că ei nu au nicio obligație de a face loc, a se da la o parte, atât și ei cât și noi trebuie să avem aceeași conduită preventivă de trafic și să ne manifestăm sau comportăm într-un mod foarte sigur de a merge pe motoare. Pentru că vorbim de protecție, aveți o comunitate foarte frumoasă aici. Fă-ne cunoștință cu o parte dintre ei. Comunitatea Ride and Ride e o comunitate care acum 3 ani de zile am pornit pe un concept, conceptul de emergency. Noi suntem vestiți ca și comunitate moto, că noi între noi ne ajutăm foarte mult. Adică dacă un motociclist are o problemă, cu siguranță orice alt motociclist atunci pe lângă el va opri și va încerca să-l ajute. Ceea ce noi am făcut ca și emergency Ride and Ride este să unim acești motocicliști care doresc să se ajute într-un mediu online, pe un canal de Telegram și un canal de Facebook, astfel încât informația că un coleg are o problemă să circule mult mai rapid. Văd că aveți aici și domnișoare care sunt împătimite ale sportului acesta pe două roți, să zic așa. Sport, spune... sport de viață, împărtășesc alături de noi și chiar îmi face plăcere că sunt prezente în viața noastră. Cum de-ai ales motorul? Am ales motorul pentru că e un stil de viață și consider că mi se potrivește. Consider că faptul că fac parte dintr-o comunitate moto atât de mare, care ajută oameni și care e acolo pentru fiecare, este foarte frumos. Să-ți întreții motorul? Da, nu. Soțul meu este tot motociclist și avem amândoi motor și atunci mă ajută mai mult el sau băieții din grup. Cum te simți ca femeie să ai în mâinile tale o forță atât de mare? Este o senzație care nu o poți compara cu absolut nimic din viața reală sau din viața de zi cu zi. Bine ai venit printre noi. Spune-mi, cum a fost drumul? A fost complicat? A fost un drum cu un trafic aglomerat? Traficul nu foarte aglomerat, dar vremea e un pic neprielnică. Dar plăcerea e întotdeauna pe două roți, e ceva diferit și fie că plouă, mergem. Vedem cum este plimbarea la un drum lung. Un drum lung te eliberează un pic așa de tot stresul de acasă, de monotonia din București, din orașele mari. Ei sunt niște oameni minunați, să știți. Printre ei sunt medici, sunt cei care poate salveze viața părintelui sau copilului tău. Sunt farmaciști, sunt polițiști, sunt militari. Sunt orice, adică oamenii în spatele unei căști nu mai e cum era înainte, domne, motocicliștii aia sunt cei răi și cei duri. Nu, în ziua de astăzi motociclismul sau a merge cu motorul devine un mod de viață.